Sus Cortina cu Iorgu Ianuși la Europa FM. E un spectacol care trăiește sub semnul armoniei. Suntem o echipă de actori cu, în totalitate, actorii Teatrului Național din București. Suntem prieteni vechi. Următoarea destinație e Craiova, cu două reprezentații. Cea de-a doua, să zicem, matineu, e la cererea telespectatorilor, pentru că sala a fost neîncăpătoare. Din acest 18 motiv, și 20, da? Exact, pentru că s-au vândut foarte multe bilete, a fost nevoie să o programați două reprezentații. Din același motiv, de fapt, veți reveni pe 7 și la Timișoara, înțeleg. Timișorenii sunt foarte dorniși să vadă spectacole românești, bucureștene și românești. Acum vorbim și de faptul că e un text românesc. Au o bucurie mare să vadă spectacole aproape cel mai des în premieră. Doamna Didina e o persoană serioasă. E motorul piesei, este atinsă în punctul cel mai slab, inima. Are impresia și până la urmă se dovedește că chiar așa e înșelată și lucrul ăsta o face să devină suspicioasă și să caute nod în papură pe tot parcursul piesei. Momente de suspans, de emoție, ca să fie și mai palpitant, se termină fix cu aplauzele. Deci momentul descoperirii lasă spectatorului ocazia să își facă propriul final al acestei povești. Dacă va fi o iertare de aur sau va începe iarăși un meci, așa cum este începutul piesei. În fiecare seară, aproape, mai puțin ocazia cu Timișoara, ne întoarcem acasă. Deci azi va fi București-Constanța dus-întors, mâine va fi Craiova dus-întors, după aia mai am o ocazie să merg la Slatina dus-întors. Bun, eu am început așa cariera și câteodată mi se face dor și când plec mă sui în autocar, în microbuz, în mașina cu care plecăm spre localitatea în care vom juca, am o vie nostalgia epocii în care am început la teatru de comedie alături de numele mari ale teatrului românesc și totdeauna se refrișează această senzație de bucurie. Sus Cortina cu Iorgu Ianuși la Europa FM.